bună dimineața din parcarea feribotului din Huelva, feribotul care pleacă spre Tenerife și nu numai. Am ajuns aici seară, ieri, de fapt. Bună dimineața! Am ajuns ieri aici, am așteptat o săptămână undeva în apropiere. Am stat la plajă o săptămână, am fost săptămâna trecută aici, weekend trecut, am încercat să plecăm cu feribotul în Tenerife. Nu am reușit pentru că e o perioadă foarte aglomerată și fiind problema, de fapt n-am reușit să plecăm pentru că suntem cu venul. Dacă eram cu o mașină mică, cu biciclete pe jos, puteam să plecăm lejer. Clar, dar înălțimea e problema, spațiu pentru... e limitat pentru tiruri, dube în feribot și atunci trebuie luat bilet din timp. Atenție celor care vreți să veniți să mergeți în Tenerife cu duba. În special în partea asta, în perioada decembrie, am înțeles că ăsta e sezonul, noiembrie. Mă rog, noi despre asta putem să vorbim, în alte perioade nu le cunoaștem, dar în perioada asta, în decembrie, ar fi cazul să sunați, nu știu, cu 2-3 luni înainte, să sunați la companie. Pentru că încă o chestie, nu poți să faci rezervare online dacă ești cu dubă. Poți doar cu mașină mică, pe jos, cu bicicletă, dacă ești cu dubă, nu poți, trebuie doar telefonic la companie direct. Sau să vii aici la locul fapte și să speri că mai găsești loc. Da, și by the way, nu la compania aia, gen ferry ticket sau doar la... La companie direct, nu la bucări, că sunt o grămadă de site-uri care vând bilete de feribot, dar de fapt... Skyscanner... Ați înțeles, agenții. Nu la agenții, direct la companie. Companiile care pleacă de aici în Tenerife sunt Armas Mediterranea și Fred Olsen. La ăștia doi puteți să încercați din Huelva și din Cadiz, exact. În Cadiz e unul singur, parcă. Dar ideea e telefonic, altfel o să veniți ca noi, pentru că n-am știut și nici nu era chiar în plan, nu eram sigur dacă vrem să mergem, dacă nu vrem să mergem. Ne-am hotărât că vrem să mergem, am venit aici, n-am avut bilet, ne-au pus pe listă de așteptare. Acum așteptăm să vedem dacă o să putem să plecăm. E posibil să nu putem să plecăm, în funcție de ce loc mai rămâne după ce se încarcă toți cei care au bilete deja luate. Încă un amănunt legat de preț. Am căutat la agenții, pe site-uri și obțineam doar prețuri de, mă rog, fiind de gen de azi pe mâine, obțineam numai prețuri de 850 de euro minim, cel mai ieftin a fost la Armas, la Fred Olsen 1500, dus întors, două persoane și duba de 5 metri pe cât are ea. Deci cam astea erau prețurile și am venit aici la fața locului, am avut noroc că am nimerit și de Black Friday. Și dacă plecăm, dacă o să poată să ne îmbarce, o să plătim... Cu 50% mai puțin. 500... Și ceva, avem biletele acolo. 530 și ceva de euro, dus întors, două persoane cu dubă. Ceea ce mi se pare... Super, da. Ok. Chiar am vorbit acum cu o prietenă care vine din București, în Tenerife, în aceeași perioadă și a zis că doar pe dus, cu bagaj de cală, cu avion, plătește cu avionul 850 de lei. Deci 850 de lei sau de euro? De lei, mă iubire. Ah, deci probabil o să o coste undeva la 400-500 de euro dus întors avionul din București în Tenerife. Da, o persoană și noi practic, mă rog, este și altă distanță. E altă, cele, da, nu pot fi comparate, dar ca idee, dacă vreți să veniți cu duba, să știți cam la ce prețuri să vă așteptați. Adică puteți să plecați și cu 500, puteți să plecați și cu 1500. Depinde de compania cu care plecați. Fred Olsen e mai scumpă. Bucuiți, perioada în care bucuiți, în care rezervați și probabil perioada în care plecați. S-a dat drumul la intrare, e coadă mare. Durează destul de mult, cred că durează cam o oră până ajungi la... O oră, că tot mai bine am timp să fac un duș, că e foarte mișto mai în față. Au un duș foarte frumos aici. Da, super curat, gratuit și mai aștept să fac un duș în timp ce tu o să stai la coadă. Am rămas singur la coadă aici, pentru că durează foarte mult, se îngustează și intră câte o mașină pe rând. E un control de droguri, în principiu, cu câini în mașini și ne-au spus data trecută, când ajungem aici, să ne ducem la birouri acolo la ei, că suntem pe lista de așteptare și să-i anunțăm că am venit, ca să ne ia în calcul în caz că este loc la final, să ne ia și pe noi. Și Raluca a plecat acolo să vorbească cu cei de la ferry. Vești bune!
S-a întors, atragi ceea ce gândești sau cum e ceea ce, cum era aia? Gândești, mă rog, ce gândești și ce îți dorești se întâmplă, am primit cadou de Crăciun, nu e ca și cum nu am fi plătit, dar ideea că ai zis you travel now, eram pe lista de așteptare, nu știam dacă plecăm și exact cum v-ai zis că s-a dus ea înainte să vorbească cu ăștia de la ferii, să vedem dacă avem loc, dacă nu avem, ideea e că da, ne-a emis biletele, așa că plecăm! Ne vedem pe feribot! Yay! Dacă ar fi bătut vântul, m-ar fi durut dinții la cât zâmbesc. E prima oară când mergem cu Șubi pe un feri și e prima oară a lui Eugen când merge cu un feri. Nu, e prima oară când merg cu mașina. Prima dată pe un feri am mers cu trenul din Germania. Da? Deci ai mai mers pe feri. Ok. Aha. Și eu am mers cu feri tot anul ăsta. Deci e prima oară când am mers cu feri, am mers de vreo 2-3 ori. Dar singurică. Și e cea mai mare distanță pentru amândoi, pentru amândrei, ca să spunem așa. Și vă mai povestim ceva, dar avem o grămadă timp în ferie, că facem vreo 36 de ore. Dacă sunteți curioși să vedeți cum arată și cum se mișcă lucrurile, cam așa. Foarte entuziasmată. Acesta este feriul, curuțul la ferii. Curuț sau bătut? Curuț? Aici este spatele ferii. Bine că nu sunt eu la volan. Asta vă să zic, este foarte inconfortabil. Miroase a măslin. Cum te simți că n-ai urcat această pantă? Claustrofobic. Nu? Parcare la mall și n-am fost niciodată în parcare la mall cu Șubi. Am emoții cu înălțimea, dar mă rog, știu ei ce fac. Plus de asta, oricum, o să ne ținem după vecinul care în principiu e mai înalt ca noi sau nu neapărat? Nu prea. Nu neapărat. Na. Avem 2,7 metri cu tot cu roata, dar cu tot ce avem, toată înălțimea 2,7. Deci, am văzut că aici la intrare scria 4 și ceva. Da. Da. Deci momentan suntem ok. Cubierta numero 5. Așa. Nu știu ce înseamnă, dar e bine. Da, probabil că n-a, fiind aerul închis, de-aia miroase ciudățel, că sunt noxe. Multe noxe. Și nu putem să oprim motorul. Uite, vezi? Spre exemplu, acolo, dacă vă uitați în față, este în partea dreaptă ca să ajungi. Sunt practic două etaje pentru mașinile mici. Și clar nu încăpem noi acolo și sunt spații separate. Se pare oricum super de rar să te reușești să mobilizezi și să te parchezi aici. Mai ales cu mașinile mari, băieții ăștia sunt șmecheri, nu crezi? Parcangii adevărați, nu ca aia de la noi. Nu ca aia de pe Lipscani, eu? Da, foarte, foarte tare. Deci ne-am parcat în nici 10 minute. Mă rămânem în mașină, așteptăm să vedem ce se întâmplă. În față avem mașină, că parchează băieții mașinile și cum ar fi ca toată lumea din mașini să fie nebun care pe acolo. Da, așteptăm să vedem ce se întâmplă, mai ales că n-au fost, mai bine stăm cu minței. Și da, ziceam că în față sunt locuri pentru animale, probabil să le țin aici bietele de ele, dar momentan nu e nici un animal. Nici un animăluț. Ți-ai luat costumul de baie? Da, nu mai știu. Că poate facem... Atenție, por favor, informați la piscina, au dușul. ...que deberá hacer uso de mascarillas para acceder a los puntos de venta del buque. Avem și brad de Crăciun, da, poate. Sper să nu facem Crăciunul pe vapor. Nu, nu. Ne-am găsit și un loc. Momentan nu știu dacă am ajuns noi prea devreme, dar pare destul de pustiu, sinceră să fiu. Și să vă povestim cum de suntem aici. Pentru cei care ne urmăresc pe Instagram, probabil că știu și au văzut, cred că unul dintre primele noastre reels-uri, și anume a fost o campanie, un concurs cu George de la BCR. Și noi am fost destul de inspirați și, bineînțeles, Eugen, că el a fost capi di tutti capi, a făcut un reel super drăguț și am câștigat concursul.
Mai precis, o excursie la surf în Tenerife timp de... O săptămână. O săptămână. Bine, asta se întâmpla în 2021, undeva până vara lui 2021. Wow, atât de mult? Da. Da, că știu că e vreun an. Da. Și am tot zis că noi eram cu proiectele noastre, cu plecările, cu ei și am zis ok, amânăm. Georgi, mă rog, BCR-ul, știu că nu e la modă zilele astea datorită deciziei austriecilor privind la Schengen, dar this is it. Și am zis ok. Concursul ați câștigat, plecați când vreți voi. Vorbiți cu cei de la tabăra de surf, când dau locuri, cum vorbiți cu ei. Gen. Da, și coincidența, nu sunt pile, doar coincidența este că instructorul nostru o să fie un prieten bun de al nostru, care am fost la surf în Peniș, dacă mai țineți minte videourile noastre. Da, și... Primul video în Portugalia. Printre primele video-uri pe care le-am făcut în Portugalia când am ajuns acolo, era și Radu, îl cheamă, era... Sigur atunci, o să-l cunoașteți. Atunci învăța, era și el la o școală de surf, învăța să, era elev. Da, dar prietena mea, Anca, sora lui spune că, băi, nu știu ce se întâmplă cu fratele meu, că orice pe orice pune mâna în față imediat, e super catchy așa, nu știu. Nu și dacă pui cu placa, cu totul, da. Cert e că e super șmecher și acum e instructor, exact. Tenerife și... Întâmplarea face că compania care a asigurat premiul pentru această campanie e chiar compania, firma, școala da, de surf la care lucrează. Da, sunt băieții oricum de la comunitate. Așa că... Da. O să povestim despre ei. Da. Așa că, George, de la BCR, îți mulțumim pentru această oportunitate, pentru că, sincer, între noi fie vorba, dacă n-am fi avut... îndrumarea să mergem în Tenerife și să împăcăm gen și capra și varza, să mergem cu avionul, fiind cu Shubi direct în Spania. Eu nu cred că am fi mers niciodată cu Shubi în Tenerife, pentru că, sincer, nu știe, na, cu Shubi în Tenerife. N-are. Da, nu ne-am gândit niciodată. Eu una vă zic sincer, pentru că, în primul rând, este un drum destul de lung, faci 36 de ore. În al doilea rând trebuie să te gândești să bucuiești și noi cum nu bucuim, aia e. Și în al treilea rând poate să fie și partea asta, că noi ziceam că suntem mereu pe low cost, așa că da. So here we are. Ne așteaptă 36 ore de ferry. Ah, și ca idee noi încă nici nu am plecat, adică... Oricum, mai durează până plecăm, pentru că închipuiți-vă că până încarci... Până încarci tot feribotul, tiruri, mașini, oameni, durează, așa că... Cred că toată îmbarcarea durează vreo 2 ore și ceva. Piscina. Dacă vreți piscina.
mașini? Nu, mai devreme o curăța un coleg. A, da, era goală? Era goală, o curăța, o spăla. Deci dacă ești mai încrezător, poți să șoc. Bietul gimbal și el i-a mețit, numai așa face. O să vedeți, nu știu dacă vedeți așa cu linia orizontului, unele imagini sunt strâmbe. Așa? Mi-am dat seama că e greu lui gimbal să se stabilizeze și camera, e greu să stabilizeze, nu știu de seama unde da, e. Da, zicea eu că a văzut pe undeva pe afară un câine care și le-a plinit. Da, era ușit mai devreme pe aici săracul, mergea așa ca și cum ai fi beat, s-a oprit, a venit stăpânul, a șters. Împinge tava cu la Ikea, da. Și sunt oamenii acolo care te servesc. Am găsit și eu cartofi. Aveam emoții cu Raluca care își găsește ceva să mănânce, dar pentru 9,70 € am primit exact chestiile astea. Ceva carne cu cartofi, niște legume, nu știu. Baby morcov cu mazăre, cartofi, care cred că sunt la cuptor. Și un mix de salată. Da, chiar e ok. Da, și prețul mi se pare ok, adică m-a așteptat să fie mult mai mult. Curat, drăguț. Rapid. Rece. Cartofi. Ne dorim pofta bună. Pofta bună. Să rămână pentru masă. După ce... Cibada proste. Cibada proste. Căci eu am văzut la cineva în farfurie o supă și părea așa supă cremă de linte. Zic, wow, o fi venit cu ea de acasă, că mai sunt oameni care vin cu pachetel și zic, o fi avut-o de acasă. Și m-am dus acolo, am întrebat, până la urmă era la restaurant supa cremă și încercăm eu să întreb dacă au pus smântână sau ceva, dacă e de post sau nu. Și pe scurt era doar de legume și mi-au dat-o și a zis să nu mă preocup, să nu mă deranjez cu plata și au făcut pomană, n-am mai dat niciun bănuț pe supică și mi-a ajuns la supe, că asta a fost călduț, a fost tare bună. Ai fost fericit cu ce ai mâncat, așa? Da. Și acum am venit înapoi acasă. Adică sunt niște scaune așa ca de autocar, ca de avion, se lasă un pic și spătarul și jos. Mult mai mult loc decât în avion. Mult mai mult sau cel puțin ca Wizz-ul, da, dacă te... Într-adevăr, scaunele alea, dacă vrei să te duci, spre exemplu, în... pe alte continente, sunt mai spațioase așa, dar... Da, pe alte continente nu zbor cu Wizz-ul. Nu zbor cu Wizz-ul, într-adevăr. Dar da, ne lăfăim pe aici, uite ce să zicem. Spectaculos, nu știu.
ciocnește pe fețele noastre, am oțăit un pic și acum au spus că ne apropiem de port. Deși sunt leșinată. Deja în port, dar acum întorc spatele, îl întoarce, îl vrea. Singurul lucru care vine acum în cap e Tenerife! Sunt numai cu piesa aia în cap. O să trebuiască să o spun de îndată cum ajungem acolo. Îți spun, mâine dimineață, că acum cred că sunt un pic în leșinată. De pe aștept să scot mașina din ferii, să o bag în prima parcare și să... Da, da, suntem un pic bușiți așa. Chiar dacă ne-am zis, ok, 36 de ore totuși este o zi jumate, cumva am încercat să ne mentalizăm. Într-adevăr, mi s-a părut că... E mult, e greu. Mi s-a părut deși am dormit bine aici, unde am dormit. De asta ne-am dat seama că, cred că ideea asta cu ferii, să-l iei de pe, mă rog, din Huelva sau de pe continent, doar ca pasager, fără mașină, fără să fii nevoit să mergi cu feriu, mi se pare destul de... De ce să faci? Că sigur, adică e o diferență foarte, putem să verificăm prețurile, dar nu e o diferență atât de mare de prețuri cât să zici, ok, prefer să merg 36 de ore decât 3 ore cu mașină. La ora asta, acum, avion. Atât de mult, cum e... Sunt entuziasmat. Hai că vedem după aia ce se întâmplă. Am fost așa și eu când o căutam pe Shubi. Acum știu. E aici. Suntem în mașină, am dat drumul la motoare, s-au deschis porțile și ne pregătim să ieșim. Am mers destul de repede. Cred că pe acolo o să ieșim, nu? E, eram atât de uimită la intrare că nu știu pe unde am intrat. Ne-am parcat aici aproape lângă port în prima... Nu ne-a controlat nimic, am ieșit direct, puștiu. Da, am văzut că în prima... Las Palmas și în celelalte două opriri controlau dubele, mă rog, cât de cât. Și cetățenii, da, toată lumea de pașaport. Aici nu ne-a controlat nimic, am ieșit, am găsit în 10 minute o parcare mare și mișto unde putem sta și sunt mai multe dube. Ne-am parcat, ne băgăm puțin la somn că după 36 de ore de canapele suntem un pic... Ce bine e acasă! Ce bine e acasă și ne vedem! Mâine! Adică în câteva ore. Seamnă șer! Bună dimineața! Ne-am spart soarele la ochi. Este 9 fără un sfert la noi, ci ne-am dat seama că suntem cu 2 ore mai devreme decât acasă. Și zi, wow, la ora asta era întuneric, până și în Spania, acum e super soare, suntem super frumos. Suntem îmbrăcați ca în gros, așa. Vorbește numele tău, eu sunt în rochiță. Eu m-am dat pe, cum s-a dat și ora, m-am dat și eu pe... pe hăinuțe, e foarte aglomerată parcarea, vorba lui Eugen, s-ar putea să fie o autogară ceva. Păi ce este autogară că... aici, e gară, e ăsta de feribot, e zona aia de travel. Trafic.
Și ne-am propus să îi dăm cât mai repede mai încolo, să lăsăm și alți oameni să parcheze care au nevoie. Și la plajă, că de-aia am venit în Tenerife, nu să stăm în oraș. Și clar nu să stăm în oraș. Dar mai poate cine știe, sunt ceva locuri de vizitat, vom vedea, dar mergem să căutăm pâinică să mâncăm între timp. Hai să vedem. Tocmai ce am trecut și pe lângă prima benzinărie și dieselul este 1.46-1.47, super, super bine, practic cel mai ieftin din toată excursia noastră până acum, da. Și într-adevăr, auzisem de asta, se întâmpla cu 2-3 ani, înainte de pandemie și așa, am înțeles că viața e mult mai ieftină aici, cumva că ar fi o zonă defavorizată. Acum să vedem, mai rămâne să ajungem și la... Ce place să fiu în zona asta defavorizată, să mă chinui la soare, ce-mi place! Și la 1, și la 1,40 euro dieselul, să vedem și fructele. Și la fructe. Asta se întâmplă cu aerul de Tenerife, deci aveți grijă. Așteptăm să vedem cum... Uite și Mercadona! Putem să obținem la Mercadona să vedem ce prețuri sunt. Oricum, frigiderul nostru în ferry s-a închis, așa că trebuie să curățăm tot. Și să vedem, să ne facem cumpărături noi. Să găsim și piețe locale, asta ar fi vis. Oameni în costum de baie care merg la plajă, la Bustu Gol. Foarte drăguț. Cred că o să fie primul Crăciun călduros al nostru, așa, călduros, călduros. Mai călduros, da, decât am trecut, n-a fost frig, dar... Da. Asta o să fie așa, cum îmi imaginam când eram mică, când nu-mi explicam oamenii care sunt iarna la mare sau în costum de baie, zic, dar e imposibil pe frigul ăsta. Eram și eu mică, acum m-am făcut mare.